weekendul trecut la Sighișoara a avut loc Festivalul Internațional de Balet cu competiție și gală, un eveniment concurs adresat elevilor și studenților de profil din România și străinătate. Impactul și audiența FIBS, atât în rândul participanților, cât și în cel al spectatorilor, s-a bazat pe notorietatea personalităților din care a fost format juriul, pe complexitatea și standardul evenimentului, pe caracterul spectaculos și atractiv al manifestărilor și, nu în ultimul rând, pe valoarea premiilor, 5.000 de euro. Aflat la prima ediție, FIBS a avut ca scop promovarea identității spirituale a unui centru cultural și istoric, precum și atragerea unui număr mare de spectatori și turiști pasionați de acest gen artistic la Sighișoara. Dar evenimentul major este acest festival internațional de balet, care a pus în competiție 60 de concurenți, care se bat pentru premiul cel mare. Balerinii s-au arătat entuziasmați de organizarea unui astfel de eveniment, mai ales că au avut posibilitatea să iasă din sălile de repetiții și să performeze în fața unui public care să le aprecieze și totodată critique performanțele. FIBS 2014 a avut parte de un start puțin stângaci, însă concurenții au fost înțelegători cu organizatorii evenimentului, având în vedere faptul că este pentru prima dată când se organizează un astfel de concurs. Acum se bat de niște probleme care vin din partea dansatorilor, cum ar fi un pic prost informați sau așa, sau nu, în limită. Și sunt convins că de anul viitor o să se schimbe. Să zic așa, un pic mai multă informație la dansatori. Presupun că n-au fost informați unde a ajuns, zic, părerea mea. Membrii juriului sunt desigur impresionați că pentru o primă ediție s-au făcut eforturi atât de mari pentru ca oamenii să fie mulțumiți și să se gândească la Sighișoara și dintr-o perspectivă a unor performanțe coreografice. Evenimentul a culminat cu gala de premiere, în cadrul căreia au fost decernate câștigătorilor diplome și recompense. Atunci au fost prezentate și cele mai importante momente artistice ale concursului.